Va fi o iarnă foarte complicată în care trebuie luate în calcul mai multe scenarii, cel mai rău fiind acela în care se întrerup toate fluxurile de gaze din Federația Rusă către Europa. Conform Digi24.ro, ministrul energiei Virgil Popescu a dat asigurări că ministerul pe care îl conduce este pregătit pentru o asemenea eventualitate, iar România stă oricum mai bine decât alte țări europene în ceea ce privește umplerea depozitelor cu gaz. Acestea se află la un nivel de umplere de aproape 49% din capacitate. România, din punctul acesta de vedere, se află într-o poziție mult mai bună decât majoritatea statelor europene. Avem deja un surplus din producția internă care intră în piață, o parte din el se înmagazinează, o parte se vinde și se consumă, susține ministrul energiei. Vom ajunge la 80% indiferent dacă se taie sau nu se taie gazul rusesc. Nu suntem la fel de expuși ca, de exemplu, Germania, unde ați văzut ce probleme sunt, mai ales la marile companii, a subliniat oficial. Întrebat care este ținta de depozitare pentru a intra în iarnă, el a arătat că există o recomandare de 80% din partea Comisiei Europene. Noi avem luat în calcul inclusiv scenariul de întrerupere a gazului rusesc și ne vom atinge ținta de 80%, fie dacă intră fluxul de gaze rusesc, fie dacă nu intră fluxul de gaze, a dat asigurări Virgil Popescu. Capacitatea de stocare a României este de 3 miliarde de metri cubi de gaze. Premierul Nicolae Ciucă a dat constant asigurări că la 1 noiembrie România va avea depozitele de gaz la capacitate de 80%. În plus, lunile de vară rezultă un consum mai mic de gaz, ceea ce favorizează înmagazinarea. Există însă state europene care aproape și-au umplut deja depozitele, precum Portugalia și Polonia. Alte 9 state, printre care Danemarca, Marca, Cehia, Germania, Franța sau Slovacia, au un grad de umplere a depozitelor între 81% și 64%, relatează Digi24.ro.